vreau să afirm și eu cât de fericit mă simt să mă pot adresa întregii națiuni în felul acesta. Răspunsul meu este foarte ușor. Toată viața mea am luptat pentru democrație. Bună ziua! Astăzi la noi alături pe unul dintre cele mai... Bună ziua! Astăzi avem alături de noi una dintre cele mai importante personalități ale PNTS-ului istoric, una dintre persoanele care, odată cu evenimentele de la 89, imediat după evenimentele de la 1989, a pus bazele Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat și ne poate da mai multe informații privind primele momente ale venirii lui Orațiu România, care au fost proiectele de atunci, care a fost colaborarea dintre acest nou partid istoric, care a fost PNSCD-ul, și structurile deja existente create de către Orațiu în exil în anii 80, la Geneva, în 1984, cum ar fi MRL-ul. Așa că spunem bună ziua domnului Liviu Petrina. E o plăcere să vă avem alături. Pentru început, aș dori să vă întreb care este opinia dumneavoastră, părerea dumneavoastră personală față de acest proiect, zic eu destul de inedit, denumit Orațiu un om. Cred că e o idee excelentă și vă încurajez să vă duceți la bună înghiere. E mereu nevoie să reamintim trecutul, pentru că e foarte instructiv pentru prezent și pentru viitor. Trecând mai departe, aș vrea să vă întreb, știind că dumneavoastră ați fost liderul unui partid premergător PNSCD-ului, partidul, dacă nu mă înșel, Partidul Creștin-Democrat? Numele era Partidul Creștin-Național Țărănesc. Național Țărănesc, fiind liderul acestui partid, vreau să vă întreb, care a fost momentul în care ați intrat pentru prima oară în contact cu domnul Orațiu și când a fost momentul, al doilea moment să zic așa, când v-ați gândit că aceste două partide inițiale, PNTS-ul și PNCC-ul, ar trebui să meargă înainte pe această linie creștin-democrată? În 22 decembrie, în evenimentele cunoscute, am încercat împreună cu câțiva prieteni să facem o declarație privind apartenența indiscutabilă a Transilvaniei la România, indiferent de schimbările de regim. Era atunci un moment, mi se părea nou critic, eu menționez că până în 86 eu am fost în Ministerul de Externe, am primit cu prietenul meu, dr. Istene Pop, unul dintre specialiștii, probabil cel mai mare specialist din lume în buna vecinătate, așa? Noi am fost alertați de împrejurările care se creaseră și mi se părea că vecinii noștri maghiari ar putea să facă presiuni și o greșeală să stăruie pentru acțiuni de autonomie sau așa mai departe privind Transilvania. De altfel, am aflat ulterior că președintele lor interimar a făcut o declarație regretabilă, penibilă, zic, în acele momente, spunea, împrejurările cer acum să eliberăm Transilvania. Deci au fost aceste naivități cărora trebuia să li se pună o stabilă și atunci noi am pregătit în televiziune, am dat în televiziune cu ajutorul unuia dintre
colegii noștri care era activ, Gheorghe Gavrilă Copil, și acolo am pregătit o declarație în care am spus clar, nicio schimbare de regim nu pune în discuție apartența Transilvaniei la România. Am încercat să o transmitem pe postul de televiziune, cum se proceda atunci, veneau poporul cu comunicate și am fost opriți, am fost trimis la un domn Silviu Brucan, care a fost foarte non-cooperant, la insistențele noastre ne-a amenințat că ne scoate banii militarii cu parașutiștii și ne-a întrebat că știm ce înseamnă manul militar. Și i-am spus că da, am făcut armata la Roman și am fost diplomat, știm ce înseamnă aceasta, dar nu vedem sensul. Este foarte important să dăm o declarație care este benefică pentru Revoluție și pentru momentul istoric în care se avea poporul român. Am încercat pe alte cale să ajungem la... Îl cunoșteam, unul dintre colegii noștri din grup, îl cunoștea pe ministrul apărării Stănculescu, am luat legătura cu el, prin telefoanele care erau atunci, telefoanele fixe, și din televiziune la Comitetul Central, și ne-a invitat la Comitetul Central. Am ajuns acolo, nu i s-a permis să intrăm sus, unde era grupul ce preluase puterea, de fapt, să pregătea să uzurpe Revoluția, Iescu și ceilalți. Și n-am reușit nici acolo să... Și atunci am ieșit, mergând spre casă și în fața Bisericii Albe, de pe Calea Victoriei, am simțit imediat un gând așa venit, parcă de sus, fă un partid politic dacă vrei să ai posibilități să dai o declarație și să influențezi România, care pare că este dintr-o naștere și cade într-alta mai groaznică. Noi eram avizați că Iliescu este un comitetist și că este unul care va încerca să blocheze democratizarea României și că, deci, lucrează în interesul rușilor. Curând după aceea am avut, noi am găsit a doua zi un sediu pe Chiselev, în casa Titulescu, unde într-un demisol eu aveam, după ce am fost dat afară de externe, 3 ani am lucrat acolo, de 86-89, redactor la o revistă pentru UNESCO, Comisia Națională Română pentru UNESCO. Aveam cheile, apoi o clădire somptuoasă, a aparținut lui Titulescu, unul dintre fruntașii PNZ-ului istoric, nu? Și acolo erau și saloane neocupate, erau mai multe organizații mărunte, pentru studii este europene, ADIRI, organizații de drept și relații internaționale, aveau sediu în această clădire, dar erau câteva saloane elegante și primitoare în care ne-am putut desfășura activitatea cât am stat cu sediu acolo. A început o avalanșă de înscrieri, veneau oamenii în să înscrie, era coadă la înscrierea în partid. Curând ne-am dat seama că aceasta se datorează faptului că în numele nostru, în numele partidului nostru, aveam Național și Țărăvesc. Ioan Alexandru a zis să fie un partid creștin, eu am spus, domnule, Partidul Creștin Român, Partidul PCR, trebuie să evităm. Asta, atunci la Iisemcum a pus Național, Partidul Creștin Național, la care i-am întrebat, dacă tu ești Național, să punem și Țărăvesc, și a ieșit Partidul Creștin Național Țărăvesc. Deci am avut imediat o avalanșă de înscrieri, au venit și oameni din partea Partidului Istoric, Partidul Sacru, noi eram niște începători. Sigur că aveam experiență politică, lucrasem în birocrație, știam cum se cei pe lumea aceasta, dar au venit generația lui Corneliu Coposu, da, lui Matei Boilă, și noi, vreau să spun că liderul nostru era Ioan Alexandru. Când am mers să facem partidul 22, am mers cu Iisene Pop la Ioan Alexandru, acolo ne-am pus în genunchi și am pregătit o proclamație, nu mai intru în detalii. 26 decembrie, deci foarte curând,
am încheiat negocierile de fuziune cu acest partid. Acest partid a fost onorat să fuzioneze cu istoricul PNS. Și am pornit la lucru. Eu am fost în 2 ianuarie, am fost ales secretar general. Cornel Coposu a propus, era ziua mea de naștere, împlineam 50 de ani, a propus grupului care ne-a mulțumit la un pahar de șampanie, repet, pentru ziua mea la mine acasă, m-a propus secretar general și a spus eu accept aceasta, desfășurasem o activitate serioasă în cele 10 zile, de la Revoluție până în 2 ianuarie, și am zis, da, accept, sunt onorat, dacă președintele partidului este domnul Corneliu Coposu. Și ala s-au zis, da, președintele este domnul Corneliu Coposu, secretar general este domnul Liviu Petrina. Nu intru în detalii, curând noi ne-am mutat pe acolo sediu, numai atât că însăși ziua când s-a dat decretul de înființare de partide, Iliescu și nenorociții care îl sprijineau ne-au scos manul militarii din sediul de PSD. Dar după câteva ore au fost nevoiți să ne reintegreze acolo, pentru că i-am prevenit că vom face o demonstrație de forță și că vom ocupa clădirea cu mijloacele revoluționare ale momentului. În orice caz, a doua zi am primit un sediu în Piața Rosetii, care este sediul până azi al PNZCD-ului, și în ziua de 10 ianuarie am primit un telefon de la Londra. Mi s-a spus că la telefon este domnul Ion Radu. În 10 ianuarie am fost anunțat de secretară că sună el pe fondul Ion Radu de la Londra și dorește cu cineva din conducere. S-a dus cu domnul președinte. Domnul președinte nu este aici. Și m-am dus de la telefon. L-am salutat cu foarte mult respect. Eu știam cine este Ion Radu. În Ministerul de Externe fiind, eram la curent cu lupta sa dusă în exilul românesc în interesul României. Nu intru în amănunte, cunoșteam articolele, cunoșteam demersurile, declarațiile și așa mai departe. Știam că este partea unei dinastii de oameni politici ardeleni, extrem de vrednici, care a făcut enorm din țara aceasta. Printr-un prieten, Grigore Gavrilă, Gheorghe Gavrilă Copil, încercaserăm să facem o casă memorială, Ion Radu, unchiul, frate cu memorandistul, încercam să facem o casă memorială la Turda, într-o grădiniță, casa care acum era folosită pentru o grădiniță. Am încercat în timpul regimului comunist să găsim o soluție, n-am reușit să ducem la bună încheiere proiectul respectiv. M-am prezentat la telefon, am spus numele și m-a salutat, da, domnul Petrina, și vă știu că dumneavoastră ați înființat un partid și că ați adăugat, că noi asta am făcut în 26 decembrie, am adăugat la istoricul PNS, creștin-democrat. Partidul nostru a fost definit clar în 22 decembrie ca un partid creștin-democrat. Nu intru în amănunte, noi eram la curent cu mișcarea creștin-democrată din Europa și știam că e foarte important ca să oferim României, ce ieșea din comunism, o doctrină atât de consistentă și adecvată unei țări care trecuse prin iadul comunist cunoscut. Și l-am salutat și m-a întrebat, ce părere aveți, domnul Petrina, când să vină România? A spus, domnule Radu, cât timp vă trebuie ca să vă pregătiți? Și mi-a spus, vreo săptămână. Două. Suntem în 10 ianuarie. Parcă i-a spus Ștefan cel Mare, parcă la Vazului a câștigat o bătălie. Veniți când mai curând puteți, iată, vă fac o sugestie. Peste două săptămâni e 24 ianuarie. Un moment important în istoria noastră. Vreau să vă spun că în 59 la centenar, Ispene Pop și cu mine și cu Gabriel Copil și alții, am fost foarte activ și am fost hăituit de securitate, pentru că era prima dată când se sărbătorea într-o oarecare toleranță
acest moment în regimul comunist. Noi am, ne-am dezlănțuit și am refuzat să ne detragem de pe străzi, am cântat în Hora Unirii, nu intru în detalii. Și domnul Dacă, da, e o zi foarte cuvinte, 24 ianuarie. A venit 24 ianuarie, politician profesionist, om serios, cu condiții intelectuale și materiale adecvate pentru a, pentru a profesa politică, în interesul țării, fără să fie tentat de a servi propriul interes, eu luat rația a venit însoțit de câțiva parlamentari englezi. O zi înainte, trebuie să spun așa, dar am convocat o ședință și eram secretar general și obișnuiam să convoc eu ședință, desigur îl anunțam pe președinte și propuneam ordine de zi și m-am întrebat care e ordine de zi. Și am spus că trebuie să pregătim primirea domnului Orasu, care mâine seară sosește la București. Ei, și te duci dumneata cu piștene. A spus, diplomat, merge. Domnul președinte, trebuie să merge dumneavoastră. Este liderul nostru din exil. Trebuie să-l primim fastuos și e un moment important în afirmarea partidului nostru. Și colegul cu postul mi-a dat dreptate și a doua zi mi-a dat convingere a fost aia. Foarte, l-am primit cu onor și iată, am fost implicat în acest moment al venirii lui Iurație în țară. În alt moment în care am fost într-o strânsă colaborare și confruntare cu vrednicul politician Iurație, a fost ziua în care am ales în conducerea partidului candidatul nostru pentru președinția României. Noi eram conștienți că propaganda lui Iliescu, care avea toate mijloacele la îndemână, televiziunea și practic toată presa, pe excepția României Libere, îl slugărea pe Iliescu, eram conștienți că o candidatură, Ion Rațiu, alături de Radu Câmpianu, adică doi benefici, cum spuneau ei, care nu mâncaseră salam și cu soia, sau așa, salam și soia, în regimul comunist, va fi o pradă ușoară pentru propaganda comunistoidă a lui Iliescu. Vin ăștia, cer, ne trebuie nouă, noi am trăit așa, noi vrem omul nostru, Iliescu, care, bineînțeles că a trăit foarte bine în țară, inclusiv până în 22 decembrie, era în funcție de conducere, adică Iliescu și-a tratat adversarii și chiar și trădătorii. I-a tratat cu o anumită decență și precauție. Știa că Iliescu are sprijinul rușilor și nu cheltuia, cum să spun, energie în a-i elimina totalmente. Îi trata cu o anumită prudență, să spunem, pe adversari și pe cei care, de fapt, se opuneau direcției pe care a început să Gheorghe Iudej de independență față de autonomie sau cum vreți, din 63, din 64, etc. Și atunci, la momentul când am pregătit candidatul nostru, eu cu Istene Pop am optat pentru Ioan Alexandru. Ioan Alexandru era un poet foarte cunoscut, cunoscut prin toate institutele teologice din țară, ortodoxe și romano-catolice și neoprotestante, era foarte bine cunoscut, vorbise la 3, 4, 5 mii de oameni la Rugia sau la Bisar, la Mănăstiri, de Sfânta Mărie, la Nicula. În Maramureș. În Maramureș, în Transilvania, în Moldova, era foarte bine cunoscut de intelectualitatea creștină din țară. Era un poet pregnant, reușise un lucru după aprecierea unui sociolog, domnul Ilie Bădescu, care e membru Academiei, caz unic în țările socialiste, când a publicat poezie creștină sub cenzura ateie statului ateu.
e de detaliat. Ioana Alexandru a scris la cererea lui Feneco și încurajat de mine un imb, a ridicat un imb lui Iuliu Maniu. A trebuit să schimbe titlul, în loc de Iuliu Maniu, a pus Vrem Unirea cu Țara, parcă titlul, da, Vrem Unirea cu Țara, dar l-a publicat în volum, în 87 sau așa, un imb foarte clar, cu o veste Sfințul de la Bădăcin, în trei cuvinte, Vrem Unirea cu Țara. Deci era clar cu toată lumea, a scrie un imb despre Maniu în acea perioadă publicat, era o performanță. Revin. Risc. Riscul nu era mare, dar trebuia să îndrăznești. Regimul comunist, ca toate regimurile totalitare, are portițele lui de a lăsa adversarii să-l urzurbe. Dar trebuie să găsești portițele și să ai curajul de a construi adecvat totalitarismului. O să dau exemple, am această experiență, cum am vrut să public o carte, să sprijin publicarea unei cărți, de exemplu, despre savantul Nicolae Paulescu, care era ostracizat în regimul trecut. Și unii și astăzi ostracizat. Devin, l-am propus lui Alexandru, greu l-am convins să candideze. Am fost cu soția acasă la el într-o seară, i-am explicat cât de important este, trebuie un om mai tânăr. O să spună că aia sunt boșorogi, că sunt deretici. Pe când dacă vine PSCD-ul cu un om tânăr, avem o șansă să câștigăm mai bine. Și el a refuzat, mă o lungă discuție într-un parc, în grădina Icoanei cu el, de câteva ore, în care i-am explicat că E obligat să facă asta. Nu poate alege. L-am convins, până la urmă, a făcut un text impecabil, dar a refuzat să vină să susțină candidatura. Și a alungat și câțiva din prietenii lui. Sigur că, dacă noi eram mai înțelepți, am fi tras o concluzie. Eu m-am dus și eu am prezentat punctul lui de vedere, a candidat Ion Rațiu și n-a luat din primul tur. Primul tur a fost Ion Rațiu pe primul loc, dar Ioan Alexandru undeva la trei sferturi de... Vreau să vă spun că părintele Matei Boilă a auzit de proiectul nostru și când i-am spus de ce intenții aveam, că mă stătuiam cu dânsul, ne-a încurajat extraordinar să facem acest lucru. El nu l-a vrea pe Matei Boilă, nu l-a vrea pe Rațiu, îi reproșa o anumită conduită, o anumită... o viziune cu privire la familie mai așa, non-ortodoxă și președintele Coposu ne-a încurajat. Un alt lider al nostru, Liciu Faina, aici el din Germania, astea care a venit în timpul campaniei electorale din mai, și el ne-a încurajat. Alții. Deci poate multă lume din conducere l-a preferat pe Ioan Alexandru. Însă Rațiu a convins pe alții și după primul tur a ieșit în primul loc și în turul al doilea l-am sprijinit. Îmi amintesc cu asta în momentul acesta că am luat cuvântul imediat ce s-a anunțat rezultatul și am spus că în calitate de sprijinitor al celui, al contracandidatului, au candidat mai mult, 3-4, și secretar general al partidului, îl anunț pe domnul Ion Rațiu că partidul va se pune la dispoziția sa cu tot ce are capabil pentru a-l sprijini în a candida la prezidenție și că Ioan Alexandru și toți vietii Ioan Alexandru vor fi alături de dânsul în hotărârea care se urma în înfruntarea cu Iliescu. La un moment, nu mai detalez aici, sigur, oamenii suntem cum suntem fiecare. Am avut bucuria, eu organizasem cu Ioan Alexandru, am organizat o universitate creștină la Lanseul. Lanseul din unul din marile centri din Transilvania istoric, în 1800 în Transilvania, noi erau decât 4 licee românești. Blaj, celebrul Blaj, Lanseul și Beiuș. Și Brașov. Toate acestea au fost licee greco-catolice.
Deocamdată ce s-au avut diligența ca liceul din Brașov să-l transfere către ortodoxi. Simțeam și ei, ortodoxii care reprezentau peste jumătate din eu, că atunci erau 40 ceva la sută, ortodoxii peste 50, ca fi util și pentru ei să aibă un liceu acolo, încât la 1980 liceii acelea erau adevărate universități, adică acolo profesori erau toți cu doctorate la Roma, la Berlin, la Viena, la Budapesta și așa mai departe. Revin, am organizat universitatea în Săud cu trei facultăți, creștinism și știință, unde preda Ioan Alexandru, unde era decanul Ioan Alexandru, economice și economice unde era Vasile, Radu Vasile, viitorul prim-ministru, și o facultate de drept, unde era un localnic, profesor la Cluj, Drăgan, un mare specialist în dreptul constituțional, un om cu o carieră frumoasă în dreptul constituțional, era decan. În sfârșit, l-am invitat pe Rațiu să viziteze universitatea în 92 și găsit în însemnările sale o relatare, la prima dată spune când vizita județul Bisa în Zăut și am avut bucuria să-l duc prin văile și munții județului, care e unul din județele cu peisaje frumoase în țara aceasta, numeroase sunt asemenea județe, și am bucuria că eu l-am dus prima dată și a fost și o conferință la universitate, apoi am fost la Bisița, în capitala județului, și am el a predat pentru candidat acolo pentru Camera Deputaților și sigur că am fost onorat să spună Rațiu despre mine. Domnul Liviu Petrina nu este numai un om politic, ci este un viitor om de stat. Ma istoria judecă și cumpărește. Eu am împlinit 81 de ani și sper în continuare să pot adăuga la puținul pe care l-am făcut până acum. Cam astea fi momentele pe care ați putea să ne spuneți și de un lucru de care mi l-a spus și domnul Nicolae Rațiu în convorbire, și anume acest antagonism care s-a dezvoltat între Ion Rațiu și Cornelu Coposu la un moment dat. Și oarecum, încă o întrebare importantă ar fi, de ce credeți că până la urmă candidatul PNCD, mă rog, până a devenit CDR, Convenția Democrată, a ajuns Emil Constantinescu, o persoană care, într-adevăr, deși intelectuală, a fost profesor universitar de geografie, nu s-a dovedit a fi ce aștepta electoratul la acel moment dat. E geolog. Am să vă spun o propoziție pe care o spun eu când sunt așa ispitit să vorbesc despre neputințele noastre ale românilor. La mine sat e un deal mare, Osoi, și un deal mai mic, Osoiere. Aceste Osoiere le-a cumpărat bunicii mei care a fost în America, a cumpărat acolo 4 iugăre și le-a înnobilat cu pomi. Deci spun așa că cele rele să se spere peste Osoi și Osoiere să meargă în pustiurile de dincolo de stele, să nu mai auzim de ele. Da. Dar sigur că au fost aceste probleme, sunt în toate comunitățile și în partide și în asociații, sunt rivalități, sunt dispute, sunt dificultăți în armonizarea opiniilor și proiectelor, dar a fost și aici, cu certitudine, poporul român a pierdut. În Ion Rațiu, nu o spun eu, o spun alții, pe cel mai bun președinte pe care îl putea avea. Emil Constantin s-a dovedit un eșec total. Domnul Ion Varlam spune bine într-o carte celebră a sa, Emil Constantinescu a promovat numai oamenii pe care el sau acoliții săi îi puteau controla. Oamenii liberi, capabili, liberi, adică care erau cinstiți și care nu puteau fi îndoiți, șantajați să facă, să execute ordinele lui sau, cum să spun, țigaretele lui, așa, au fost lăsați deoparte. Propoziția aceea că PNCD-ul n-a avut 15.000 de specialiști, cum susținea,
nu e adevărată, a avut poate 150.000 de specialiști, dar așa au mers lucrurile încât cei care trebuiau să hotărască au blocat o reușită extraordinară pe care putea să aibă acest partid istoric, care în neamul nostru a jucat un rol atât de important, de frumos și cred eu va continua să aibă un rol important. Vă spun pentru că sunteți tineri, dacă se repetă cândva în istoria noastră momentul decembrie 1989, atunci, decembrie 1989, fiecare bărbat al neamului românesc responsabil, conștient, responsabil, trebuia să intre în unul din cele trei partide istorice. În PNC, în Partidul Național Liberal sau în Partidul Social Democrat al Iponescu. Trebuia să refuze asocierea cu FSD-ul, cu Partidul Comunist, travestit al Iliescu. Cei care vorbesc astăzi despre România și despre dificultățile de plâni de neapoi, să se uite și să-și pună cenușă în cap dacă atunci nu s-au alăturat unele dintre cele trei partide. Și pe final aș vrea să mai întreb o scurtă întrebare. De ce credeți că PNSCD-ul până la urmă a avut un declin colosal, extraordinar? Și unde vedeți viitorul moștenirii politice al lui Ion Rațiu, știind că sunteți și președintele executiv al uneia dintre partidele succesoare? Cel mai important, a spune eu în opinia mea proprie, partid succesor al lui Alcărețeu istoric, și anume Partidul Corectiv Guverner. Unde vedeți viitorul moștenirii politice al lui Ion Rațiu? Eu cred că Ion Rațiu va rămâne un model de politician și alături de Corneliu Popescu, de Ioan Alexandru, de Matei Boilă, vor oferi mereu generațiilor viitoare o lumină. Cum ar trebui să fie un om politic? Un om politic stăpân pe situația sa, un om politic care să aibă cele trei calități esențiale. Să fie cinstit, să fie capabil și să fie harnic. Dedicat cauzei. Un partid este mai mult decât o asociație. Este o uniune între prieteni care urmăresc același obiectiv. Și în această viziune trebuie trecut peste orice neînțelegere și eu sper că în viitor, pe modelele acestea pe care le-am votat și altele vrednice, nu vorbesc de generația de dinainte de Nicolae Popescu, unde avem Segaru, Iuliu Maniu, un bărbat politic probabil unic în Europa. Prin capacitatea sa de a sluji interesele unei națiuni în respect față de celelalte națiuni. Repet, a servit până la sacrificiul suprem interesele poporului român, preocupat să le respecte și pe ale minorităților naționale, ale vecinilor. Deci noi avem în PNCD un tezaur extraordinar de înfăptuiri, de credință, de suferință. Este partidul anticomunist, partidul care a dat peste 1.000.000 de ani de închisoare în rezistența anticomunistă. Și acest tezaur va rodi și în viitor. Mulțumesc frumos! Deoarece ați spus că ați împlinit și această foarte frumoasă vârstă de 81 de ani, vă urez, cum este și normal, la cât mai mulți înainte și multă putere de lucru în continuare spre înfăptuirea acestui vis care rămâne național socialismul în România. Doamne ajută! În primul rând vreau să afirm și eu cât de fericit mă simt să mă pot adresa întregii națiuni în felul acesta. Cine e acolo? Pe cine a prins acolo? Mare
Răspunsul meu este foarte ușor. Toată viața mea am luptat pentru democrație.